Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face o băscuță. O băscuță, un model foarte frumos. Veți vedea că se lucrează și foarte ușor. Un model care poate fi adaptat pentru toate mărimile. Cea pe care eu am lucrat-o deja este adaptată unei fetițe cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 luni. Pentru a lucra acest model, eu voi folosi firul Bravo, culoarea roz. Dumneavoastră veți folosi firul adaptat lucrării băscuțelor. Deci eu doar vă explic modul în care se lucrează, dumneavoastră veți folosi acel fir baby utilizat foarte mult. De asemenea, voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Nu știu dacă se vede, este croșetul cu numărul 3 și jumătate. Și vom începe lucrarea noastră. În cercul magic, eu voi lucra pentru început două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Am unul și pe cel de-al doilea, firul pe croșet, voi intra prin cercul magic și voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus, firul pe croșet, voi face cel de-al treilea picioruș dublu redus, cel de-al patrulea și voi continua până când vom avea un total de 12 piciorușe dublu reduse, ținând cont și de primele două ochiuri de lanț de la începutul rândului. Lucrate cele 12 piciorușe dublu reduse, voi închide cercul magic și voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Voi continua lucrând două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus. Totul se lucrează în piciorușe dublu reduse. Scuzați dacă uneori eu mă încurc și spun picioruș dublu. După ce am lucrat această înmulțire, vom trece în următorul picioruș și vom face din nou o mulțire de două piciorușe dublu reduse. Vom continua lucrând câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Obținute cele 24 piciorușe dublu reduse, voi închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț de la începutul acestui rând cu fir alunecat și voi continua lucrând două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face o mulțire. Firul pe croșet, în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu redus simplu. În următorul voi face din nou o mulțire. Deci, pentru acest rând, noi vom lucra o mulțire urmată de un picioruș singur. În felul acesta vom continua până la sfârșitul acestui rând, deci o mulțire, un picioruș simplu. În acest moment noi am obținut 36 piciorușe dublu reduse. Vom închide rândul ca de obicei în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț de la începutul rândului, deci închidem cu fir alunecat, continuăm să lucrăm cele două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus. În corespondența aceluiași picioruș vom face cel de-al doilea picioruș dublu redus, deci începem cu o înmulțire, apoi continuăm cu 1, 2, 2 piciorușe dublu reduse simple, o mulțire, două piciorușe simple. În felul acesta vom continua până la sfârșitul acestui rând, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Ajunse la capătul rândului, am obținut un număr de 48 de piciorușe dublu reduse. Vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț. Vom
din primul picioruș, vom continua cu două ochiuri de lanț, firul pe croșet. În corespondența aceluiași picioruș vom face o mulțire urmată de trei piciorușe dublu reduse, simple. Deci trei, o mulțire, urmată de trei piciorușe simple. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am obținut 60 de piciorușe dublu reduse, vom închide cu fir alunecat, vom continua lucrând două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus și voi continua cu 4 piciorușe dublu reduse. Am 2, 3 și cel de-al patrulea. Apoi voi face din nou o mulțire și voi continua cu 4 piciorușe dublu reduse. 1, 2, 3, 4. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 72 piciorușe dublu reduse. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua cu două ochiuri de lanț, firul pe croșet, o mulțire în corespondența aceluiași picioruș, după care voi continua lucrând 5 piciorușe dublu reduse. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. Vom continua cu o mulțire, 5 piciorușe duble reduse după mulțire. Deci în felul acesta noi vom continua pe întreg parcursul rândului. 1, 2, 3, 4, 5, apoi din nou o mulțire. Noi vom lucra singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând cu un total de 84 piciorușe dublu reduse. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Am făcut două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus în corespondența aceluiași. Vedeți că am și greșit, am făcut picioruș dublu normal. Deci vom face prima mulțire și vom continua cu 6 piciorușe, avem 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Iar acum vom face din nou o mulțire, după care vom repeta 6 piciorușe dublu reduse, o mulțire, 6 piciorușe dublu reduse până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum noi vom măsura și vom vedea. Avem un diametru de 14 cm. Este măsura exactă pentru băscuța adaptată fetițelor între 0 și 3 luni. Dorind să facem pentru o etate mai mare, bineînțeles, vom înmulți în același mod, sporind numărul de piciorușe duble, până când vom ajunge la dimensiunile dorite de noi. Odată încheiat acest rând, noi vom începe modelul propriu-zis și voi începe lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. La aceste 3 ochiuri de lanț voi adăuga 5
Deci vom avea un total de 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț. Din acest moment, eu voi număra 1, 2, 3, 4 și voi intra în corespondența celui de-al cincilea picioruș și voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, firul pe croșet, iar pe parcursul acestui lăncișor vom lucra un număr de 5 piciorușe dublu reduse, 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea. Vom întoarce lucrul din nou, vom lua firul pe croșet și vom intra în corespondența piciorușului imediat următor, după cel de unde am pornit cu ochiurile de lanț. Deci noi aici la bază avem 1, 2, 3, 4 piciorușe. În corespondența fiecăruia noi vom face câte un picioruș dublu. Deci avem primul, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu. În acest moment vom continua lucrând 5 ochiuri de lanț, de data aceasta doar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Din nou vom număra 1, 2, 3, 4 și vom intra în corespondența celui de-al cincilea picioruș. Voi face piciorușul scurt, ochiul de lanț, vom întoarce din nou lucru și vom lucra cele 5 piciorușe dublu reduse. 2, 3, 4, cel de-al cincilea. Vom întoarce lucrul din nou și vom lucra cele 4 piciorușe duble de dedesubt. Deci, vom lucra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, voi continua din nou cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Din nou, voi proceda în același mod. 1, 2, 3, 4. Voi intra în corespondența celui de-al cincilea picioruș din rândul anterior. Piciorușul scurt, ochiul de lanț, voi întoarce din nou și voi lucra cele 5 piciorușe dublu reduse. 2, 3, 4, cel de-al cincilea, voi întoarce lucru și voi face cele 4 piciorușe duble de dedesubt. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând pentru a vedea cum se lucrează în continuare. Și am ajuns spre capătul rândului. Vă spuneam că acest model este adaptabil tuturor mărimilor. În momentul în care veți face primul rând de model, modelul propriu-zis, dacă aici aveți un număr de piciorușe mai mic decât cele 5, de fapt 4, care trebuie să le sărim, nu este nicio problemă. Noi vom lucra un motiv, vom intra cu croșetul după ce am lucrat cele 5 ochiuri de lanț în corespondența piciorușului unde noi am început lucrarea, unde am lucrat practic primele 3 ochiuri de lanț și aici voi face un picioruș scurt, ochiul de lanț, întorc lucru și voi face
Cele cinci piciorușe dublu reduse. Avem 1, 2, 3, 4. Cel de-al cincilea, voi întoarce lucrul, firul pe croșet. Aici voi lucra doar 3 piciorușe duble înalte, pentru că cel de-al patrulea l-am lucrat deja la începutul rândului. Vă aduceți aminte că am lucrat 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus cele 5 ochiuri de lanț pe care am lucrat modelul propriu-zis. Deci noi aici vom face 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 și vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. În acest moment vom continua lucrând în același mod. 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cele 5 ochiuri de lanț pe care vom lucra modelul propriu-zis. Piciorușul scurt, de data aceasta, noi îl vom face în acest spațiu. Vedeți? Facem piciorușul scurt, ochiul de lanț, întoarcem lucrul și facem cele 5 piciorușe dublu reduse. 2, 3, 4, 5. Vom întoarce lucrul, firul pe croșet și vom lucra cele 4 piciorușe duble din rândul anterior. Deci avem 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra în corespondența acestui spațiu și vom face piciorușul scurt, ochiul de lanț, întoarcem lucru și repetăm cele 5 piciorușe dublu reduse. 2, 3, 4, 5, întoarcem lucru și lucrăm cele 4 piciorușe duble din rândul anterior. În felul acesta noi vom continua până la sfârșitul acestui rând, după care ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea noastră. Ia uitați-vă, avem deja cel de-al doilea rând de model. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, am lucrat cele 5 ochiuri de lanț, voi închide exact în corespondența spațiului unde avem și cele 3 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț, scuzați, care au format un picioruș dublu. Dacă ați ști că filmez mergând înainte și înapoi, acum fac ochiul de lanț, întorc lucrul, voi face cele 5 piciorușe duble reduse, 2, 3, 4, 5, voi întoarce din nou lucru, firul pe croșet, voi lucra cele 3 piciorușe duble care le avem aici, vă aduceți aminte că avem 3 piciorușe duble, deci voi face 1, 2, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu îl avem realizat aici la începutul rândului. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din ochiurile de lanț lucrate la începutul acestui rând. Deci facem fir alunecat și vom continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cele 5 ochiuri de lanț
4-5 pentru modelul propriu-zis și vom lucra în același mod. Vom face piciorușul scurt în acest spațiu, ochiul de lanț, întoarcem lucrul, lucrăm cele 5 piciorușe dublu reduse, 1, 2, 3, 4, 5, voi întoarce lucru, voi lucra cele 4 piciorușe duble de dedesubt, ele se disting foarte bine și vom continua și acest rând în modul în care deja noi am învățat. Am cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea, voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, voi închide, așa cum v-am explicat, în acest spațiu și vom continua. Iar noi ne vom întâlni și la sfârșitul acestui rând. Deci am început rândul numărul 3. Am ajuns și în corespondența ultimului raport, eu am făcut deja piciorușele duble reduse, acum nu rămâne decât să facem cele 3 piciorușe duble, nu uitați că aici închidem rândul întotdeauna cu 3 piciorușe duble, avem 1, 2, 3, iar cel de-al patrulea, l-am lucrat la începutul rândului, vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț cu fir alunecat. Din acest moment, noi vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și vom continua cu piciorușe duble în corespondența celor 4 piciorușe duble care sunt dedesubtul fiecărui raport. Deci avem 2, 3, cel de-al patrulea, apoi trecem imediat în următoarele 4. Deci acesta va fi primul rând pregătitor pentru bata băscuței. În felul acesta noi vom continua pe întreg parcursul rândului. Am terminat acestea 4, trec în următoarele 4. Pentru o mărime mai mare de băscuță, bineînțeles, va fi nevoie să înmulțiți și numărul rândurilor de model. Dar pentru cea care o lucrăm noi acum, 3 rânduri de model sunt suficiente. Deci continuăm cu piciorușe duble și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi trece pe dedesubtul piciorușului dublu și voi realiza un picioruș dublu în relief. Voi intra din spate, voi trece pe deasupra piciorușului dublu și voi realiza cel de-al doilea picioruș dublu. Deci, practic, vom face bata lucrând back loop, front loop. În felul acesta, noi vom lucra câteva rânduri, voi lăsa la atitudinea dumneavoastră, puteți să lucrați 3-4 rânduri, atât cât considerați că este necesar pentru căpușorul copilașului pentru care veți lucra această băscuță și apoi ne vom gândi ce nume vom da acestei băscuțe. Astfel vă va fi mult mai ușor să o găsiți scriind doar numele ei. Deci noi vom continua să lucrăm bata singure. Acesta este modul obișnuit în care se lucrează bata și nu este nimic deosebit. Iar noi ne vom întâlni pentru a închide această lucrare. Ia uitați-vă cum se prezintă. Dragele mele doamne, am ajuns și la capătul lucrării noastre. Vom închide ultimul rând al
Batei cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț al primului picioruș. Vom scurta firul, vom închide lucrarea și, bineînțeles, capătul de fir noi îl vom ascunde, la fel cum vom ascunde și firul de la cercul magic. Eu sper că v-a plăcut ceea ce am lucrat împreună. Nu uitați că acest model poate fi lucrat pentru toate mărimile. Nu promit exact, însă cât de curând voi face un tutorial în care vom da toate măsurile pentru băscuțe. Așa cum vă spuneam, dacă vă place ceea ce am lucrat astăzi, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu, să distribuiți. Mi-ar face foarte mare plăcere și mi-ar fi de foarte mare ajutor. De asemenea, cine nu este înscris încă pe canalul de YouTube, vă rog să vă înscrieți, totul este gratuit, nu vă costă nimic. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, mă bucur să citesc la mesaje și să găsesc câte un nume nou acolo, nou pentru mine, vă mulțumesc foarte mult. Eu și băscuța Valentina vă dorim o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!